Salutare, tovarăși! Mi-ați venit la încă un set de mult așteptat la Hearts of Iron 3. Pe mine, eu! Sunteți pregătiți pentru marele război! Hai cu un răsunător, da? Nu vă aud! Eu nu vă aud! Pentru că e o înregistrare. Plus că marele război mai așteaptă. Că văd peste 2-3 zile că cineva zice: da! Da! Măta Palora! Dar dacă aveam astfel de vecini, probabil își dau seama că sunt bloc cu ei. La ce înjurături clasice ofer la ore neașteptate. Ne-am întors! Ideea fiindcă n-am uitat de jocul ăsta, dar în chef, timp și de asemenea, cum am zis în videourile trecute, luna asta nu știu cât timp o să am primul rând să registrez. Verificăm timp microfonul puls, așa, ca să fierbeam toată faza. Și în al doilea rând, genul de joc care am investit atât de mult timp și atât de multe chestii care mă enervează, încât după ce mă asemenea, dar nu vreau să mai enervez, că nu vreau, că e enervant, e tupit, e nevoie, nu vreau să mă enervez, dacă nu vreau să mă enervez. Și dacă nu vreau să mă enervez, n-am chef să joc, și dacă n-am chef să joc, nu înregistrez, și dacă nu înregistrez, voi vă plângeți că nu mai pun video cu Hearts of Iron 3. De asemenea, am făcut o greșeală. Am încercat, noi, foarte mișto, să fim, să mai puțin inutil. Am încercat să avansăm tehnologic, pentru că prea multe unități și prea multe divizii fac probleme? Fuck. Ok, America. What you doing? America. Da. Nu știu. Am și uitat ce s-a întâmplat data trecută, dar nu contează. Ăștia fac chestii, noi am trimis parcă armatele noastre să facă chestii. Nu de ocupații, te rog. De motorizate. Așa am prezat. Dar, da, ce vreau să zic. În primul rând, cineva m-a întrebat de front. De teatru de război. Aici e butonul. Aici butonul ăla, da? Da, apeși iar butonul ăsta. Ca să iei un teatru, trebuie să faci drag. Da? Ca să iei un teatru, de exemplu, suntem cu albastru acum, da? Dar dacă vreau să nu mai fiu cu albastru, trebuie să iau alt cartier general ca să acopere teatrul ăsta. Deci, ocupație era? Atunci lui, trebuie să-i dăm ăsta. Așa să scape de teatru. Dar, da, de câte am înțeles, dacă n-ai buton aici, pentru că persoana care m-a întrebat n-avea buton aici, nu știu pe unde este. Pe Google! E clar că n-ai ultima versiune, de urmare nu mai am... N-am jucat versiunile mai vechi de prea mult timp ca să-mi dau seama exact unde sunt. Hei! Hei! Ho! Tango! Da, și marea noastră problemă e că am încercat să avansăm tehnologic la un nivel echivalent cu celelalte mari puteri. Problema e că așa ceva nu se mai poate. Și apoi am încercat să ne limităm trupele pe care le avem ca să ne facem industrie, care nu o să ne ajute cu nimic. Dacă declarăm război, rămânem fără resurse, deci toată industria asta pe care am făcut-o o să fie în mare parte oprită, pentru că nu mai are să funcționeze. Deci, din nou, nu ne așteptăm. Și, în al doilea rând, n-am încercat să facem trupe multe pentru că nu avem destui ofițeri. Și nu avem destui ofițeri pentru că ne chinuiam să facem avans tehnologic, care nu merge. Deci, schimbări. E timpul pentru schimbări. Da. Sus cu tine, sus cu tine, toată infanteria înapoi sus. Pe timpul să ne facem armată. Există și problema ailaltă, enervantă, că dacă ne facem mai mult armată, o să fie mai multe provizii trimise la mama dracului, în loc să fie trimise la front, dar... Dar... este un risc. Risc să ai blindatele. Prefer să cresc numărul de unități pe care le am și să mă bazez pe asta ca să înfrâng pe aliați. De asemenea, ne-am bazat pe bombe nucleare, care în jocul ăsta sunt în mare parte ineficiente. Da, lovesc în unitate națională ca asta, și asta face o națiune să predea mai repede, dar la ce vreau noi să le folosim, acțiune tactică, nu prea merge. Deloc. Nu prea merge deloc. Aha, voi vă întoarceți înapoi, e bine. Voi de ce vă întorceți la voi cu Moto 4 tradiție? Nu știu, voi știți. Bună întrebare. 4-2, 4-5, Marini, tot să convine, da. Aha. Continuă, deci... Da, nu trebuie transport. Și doar îl lăsăm mai pe urmă. Deși după aia, dacă îl lăsăm prea pe urmă, nu o să mai avem nimic. Nici m-ar interesa... Nas, da, cavaleria nouă. Să ne trebuiască și asta. Încă nu știu dacă vreau să anexez Marea Britanie. Ceea ce înseamnă acces la toate resursele Marea Britanie ei din Asia de Sud-Est. Sau nu. Și asta o să-mi dea nu numai acces la ce flotă supraviețuiește invaziei mele, ce flotă britanică supraviețuiește, e acces. O să avem în axă și o să dea să nască flota americană, dar o să avem și acces la resursele mari britanice prin comerț, pe toate resursele, așa că cucerim, noi avem, nu luăm 100% din resursele pentru că nu e teritoriul nostru, de resurse. Deci dacă cucerim, dacă vasalezăm Marea Britanie, o să ne dea, o să primească ei, o să aibă acces 100% la toate resursele și industria pe care au în teritoriul ăsta. Noi dacă cucerim, o să avem la 25%, ceva în genul, acces. În funcție de dacă îi cucerim complet, dacă îi vasalizăm, dacă ce guvern de politici, de colaborare avem, nu? 65 acces la manpower, 95% numai, minus 95%, deci 5% din capacitate din industrie și numai 25% de resurse. Deci, dar există posibilitatea, dacă îi vasalizăm, putem face comerț cu ei și atunci nu o să ne nece industria noastră, că nu mai are ce mânca. Mare dacă. Dar pentru asta durează din nou. Durează. De asemenea, flota noastră nu prea. Ne gândeam totuși că ar fi bine să la mea una alta XYZ. Ce pula cu forțurile voastre pe aici? Să XYZ. Era. Aha. Deci, da, cum vreau să zic, zilele astea, luna asta nu prea am timp să fac înregistrări, cum am anunțat, de asemenea, nici nu sigur că am azi timp să fac înregistrări și dacă vecinii au de gând să fac cu drujba, degeaba. Aha. Dacă mi-ați vedea fața, aș vedea ce față face, dar... nu știu, sper să nu auziți asta, mă îndoiesc că n-auziți asta, așa că oprim aici înregistrarea. Dacă nu se aude, o să continui, e enervant, oricum. Dacă se aude pe înregistrare, nu știu când revin. Dar o să las partea asta, că eu început vând. Nu vă aud! Deci, revin imediat pentru voi, pentru mine, o zi, două, trei, o lună. Și am revenit, cred. Da, bun, microfonul e pornit. Din păcate pentru voi... Renovările și zgomotul nu a durat foarte mult, destul de mult că să-mi pierdă tot ce poftă mai aveam. Puținul de poftă pe care aveam să joc jocul pe neprin. În mare parte, ideea e nu numai că n-am chef de jocul ăsta respectiv, dar n-am chef de nimic în al doilea război mondial. Am chef de chestii din Imperiul Roman. De asta dacă ați fi văzut, v-ați fi uitat pe grupul de Mecoana de Facebook, ați fi observat că am încercat să joc Rome Total War 2! Rome 2 Total War. Total War Rome 2 și am fost complet dezamăgit de joc. Iar am sperat că o să meargă, dar nu, pentru că AI-ul trișează că numai așa se face challenging, dificultate, dându-i AI-ului posibilitatea să cace armate și să le ține infinit, da, pentru că da, un singur oraș poate să ține 3 armate uriașe, da. Deci am încercat Rome Total War, nu mi-a plăcut și am chef de chestii în lumea antică. De asta n-am chef de SF-uri, deși am trecut în perioada asta cu o lună. N-am chef de al doilea război mondial, n-am chef de al doilea război mondial în Hearts of Iron III. Dar măcar fac video-ul ăsta așa minuscul, să explic situația, să vă explic planul de viitor și să vă promit video-uri când pot. Din păcate nu o să prea pot luna asta, după cum tot zic, dar poate cineva ascultă de data asta. Deci da, nu o să fac Hearts of Iron luna asta prea des pentru că nu am timp. Nu am chef de Hearts of Iron, nu am chef de jocul în Războiul Mondial. De asta. Planul este următorul. Cum am văzut aici, o să schimbăm producția, ca să facem toate. Da, crucișătoare ar cam trebui. Distrugătoare cred că avem destule. Crucișătoarele poate să ia un pic mai mult foc. Nu foarte mult, crucișătoarele nu erau... Crucișătoarele ușoare. Nu erau tancuri... Tancuri? Nu erau nave făcute să reziste la foc, erau nave făcute să se ia în gură cu distrugătoare și asta pentru că aveau tunuri mai mari și mai multe. De obicei aveau la fel de tun la aceeași mărime ca distrugătoare, numai mai multe, că erau mai mari un pic. Și al doilea plan este următorul. Și ala primul plan. Facem unități. Pentru unități avem nevoie de ofițeri. Și pentru ofițeri avem nevoie de asta. Yep. Ne omorâm cercetarea pentru că nu avem șanse să-i prindem din urmă pe nimeni și ne bazăm pe faptul că o să avem o armată cu ofițeri, o armată mare cu ofițeri, plină de ofițeri, deci nu o să aibă lipsă de ofițeri, deci o să fie eficientă și apoi după ce rezolvăm cu ăștia o să ne bazăm pe numere sau blitzkrieg, pe unde putem, în sensul că concentrăm mai mult, chiar dacă avem mai puține trupe decât au ei în general, avem mai multe unde trebuie. Și folosim superioritate numerică în puncte cheie ca să distrugem cât un pic toată armata lor, așa. Fac diverse, vreau să mă de ceva și am uitat. Military, nu mă interesează asta. Nu, poate. Asta. Totalul la aviație. Germanii încă au interceptoare, deci o să ne bazăm că ei să folosesc de interceptoarele astea să țină... să țină aliații de parte. Deci cam ăsta e planul. E păcate, nu o să vară foarte mult și o să salvăm așa, deci... da, și să explic chestia cu bombele nucleare. Bombele nucleare nu merg în jocul ăsta. Decât să distrugi orașe în mare parte. Ceea ce e realist... un pic. Adică, oricât de mare e... bomba nucleară, o explozie cam... cât e putulețul ăsta, băi. Cam asta ar rezolva o bombă nucleară. În realitate. Hai să zicem, dacă e una destul de mare, cam asta. Avem încă bombe, deci... Da, trupele sunt toate în provincia asta, dar dacă eu dau bombă nucleară, o să doar atât de mult afectați, de fapt. În timp ce toate trupele sunt președate peste tot, deci le folosesc tactici, de asta nimeni nu le-a folosit tactic, deși erau câteva planuri nu foarte realiste. Să folosească bombă nucleară, să elimine divizii, în mare parte armatele nu sunt concentrate. Sunt pe o linie frontului, cu trupe mai în spate de rezervă. Poți să... Ideea e că folosești omul nuclear să spargi o gaură pe unde poți să trimiți trupele. Problema cealaltă este că de obicei faci un crater și radiații peste tot. Deci degeaba ai făcut o gaură dacă nu poți să treci pe acolo. Și nu prea merge asta. Afectează trupele o bombă nucleară, dar nu prea. Și n-am văzut să-mi dea jocul posibilitatea să folosesc o bombă nucleară. Contra navale ar merge o bombă nucleară, dar jocul nu ne lasă. Pentru că flotele de obicei merg destul de aproape unde am atunci. Bombă nucleară nu doar prin explozie, că și prin forța și unda de șoc făcută și valul care o să iasă din explozia asta poate să distrugă sau să avarieze sever o flotă. Din păcate, jocul nu ne lasă să avem sever o flotă. Deci planurile mele de a mă folosi de bomba nucleară să previn o invazie, distrugând flotele de transport și să bat înapoi invazie, bombardând trupele care au ajuns la țară, nu nu prea merge, deci avem nevoie de trupe clasice. Unități standard, asta dacă nu se termină Germania cu invazia asta. Aproape sigur, nu, că după aia trebuie să meargă în partea asta și, bineînțeles, germanii întotdeauna se pot retrage în teritoriul meu și se contraatace de acolo, unde americanii nu pot să vină, pentru că eu nu sunt în război cu ei, încă. Deci o să facem multe trupe, o să fie cu ofițerii la maxim și pe cât posibil o să... Unde este? Unde este? O să la industrie? La industrie, la industrie, la industrie? Sau la teorie? Nu mai știu unde era. O să ne bazăm pe este. Supply transformation. Ultima. Punem și pe tine ultima, ca să te pun sus. O să ne bazăm pe... toate alea. Da, aș vrea să mai fac eu toate astea, dar deocamdată mă interesează doar să fac alea. Da, după aia vedem după ce mai punem la cercetare, dar nu o să avem foarte multă cercetare disponibilă, pentru că nu avem... Bombe de mediu 2. E aproape gata. Da, sunt multe pe care le-am necesitat. Și alternativa n-ar strica să... Suntem în ce an? 49. Să băgăm niște infanterie după ce se fac alea. Dar ne trebuie resurse, ne trebuie ce avem să fie eficient, bun la toate. Să înseamnă și blindaj, tankuri din... 49 n-ar strica! Da. Toate la timpul lor. Care timpul lor s-ar putea să fie acum, că tancurile sunt mai în urmă. 2031 iunie, nu? În 49... Fapt nu e atât de urmă dacă doar următorii de 4... nu, e timpul în care să zicem. Mă scuzați. Asta e de 48... Ok, asta e din 46, da. Bun. Facem astea, facem bomba că e aproape gata și o să ne nebunească bombe. Deși mă gândesc eu că nu o să... Dacă cumva reușim să trecem prin ecranul de avioane aliate, dacă o să reușim să concentrăm atât de mult de aviație, poate să facem ceva, dar problema nu e că poate nu trecem prin ecranul de protecție al aviației aliate, mai degrabă e că nu o să avem destul combustibil să aprovizionăm toate aviațiile noastre și trupele terestre. Așa că, poate, poate nu, poate da. Ideea era că și vreau să, când am ocazia, dar nu se pare că n-am ocazia, nu, tehnologie, capitale, să-mi fac ceva battleship-uri moderne, dar slabe șanse. Așa că o să-mi luăm niște battleship-uri de căcat. Convoy Attack 22, Sea Attack 2, battleship-uri mai bun deja. Air Attack 3, și până nu mai mă obnec Super Heavy, dar are mai mult. Nu, bombardament terestru, Super Heavy are mai mult. Protecție de mare, battleship mai bun, da. Ok. Ce zici tu? Model 1938. Și să avem battleship-ul de căcat. Dar! 33 de luni. Mă costă enorm. Dar 6? Azi vedem dacă merge cu 6. O să facem 6. După aia vedem cine mai trebuie. Să facem 6 battleship-uri ca să fie acolo, să tragă pur și simplu aliați în el. Dar nu o să reziste foarte mult, dar mai bun decât crucitoare ușoare, măcar au blindat. Sincer, mă interesează mai mult mărinii și tancurile decât orice altceva. Stăm aici? Stăm bine, putem să scădem din este un pic așa? Atât a fost. Atât am putut să scădem. Bun. Supply-uri, nu mai trebuie atât de multe deocamdată, dar da. Upgrade-uri, bun. Vedem cum merge un pic. Simcheam se mobilizează. Da, cum arată. Să fac infanterie, să fac battleship-uri și să fac majoritatea chestiilor, pentru că aveam un ton de... Aveam un ton de industrie. Deci ne folosim de industria asta să căcăm repede armata. Încă asta e ideea. Și ne băgăm picioarele în infrastructură. Problema e că am atât de mult infrastructură pe aici că nu mai știu care e la mama dracului în China și care e aproape, știi și eu, unde trebuie. Marseille, Liverpool... Dacă vreți să le faceți... Deci, da. Ne renunțăm la ideea de bombe nucleare, avem doar una jumate. Să fac eventul, trebuie să avem doar una. Și planul ăsta de a bombarda toată flota inamică cu una singură nu prea merge. Eventual. Dar da, renunțăm la reactoarele nucleare, pentru că... Punem totuși asta sus, pentru că e aproape gata. Și pe asta, gata, atât. Da, atât, atâta doar. Da, uite acum, tot. Avem destule nave transporteană, nu se mai fie problemă, deci nu ne interesează. Cavalerie, doar brigăzi, deci nu ocupă foarte mult. Și ne mai trebuie, o tonă de trupe de garnizoană. Și cavalerie ieftin. Atât. Bani. Deci asta e planul. Bombe nucleare, nu știu, dacă avem două, o să dăm una pe Londra și una aici. Dacă avem doar una pe Londra. Pentru că bomba distruge tot ce e în provincia asta. Deci dacă poți să bombardezi zona asta, numai că o să le vezi și o să avariez unii trupele care sunt acolo, dar o să distrug și portul. Sau o să avariez destul de mult portul că să nu mai poate să aprovizioneze și apoi alii germanii pot să-i atace acolo. Dacă supraviețuie germanii la problema asta. Bun, deci ăsta e planul. Când o să am chef, nu știu când, vedem. Când o să am timp și chef, o să vină treapta următoare. Între timp, ne vedem cu ceva în romantică. Nu cu Total War, pentru că trișează jocul prea mult și mă enervează. Mulțumesc pentru vizionare, tovară, sper că înțelegeți de ce trebuie. Dacă nu vă convine, problema voastră. N-aveți de ales, sincer. Puteți să așteptați sau puteți să nu așteptați. Tot videoul o să vină când trebuie. O zi bună!